Salutare, Spice Shopper! A revenit cu mult așteptatul test video, zi-noapte, la una dintre cele mai populare camere, Reolink Go. Popularitate ce se bazează pe modul de operare al camerei. Fără cabluri, doar cu baterie, card microSD și eventual un SIM pentru a accesa live imaginile din cameră. Aici se pune accentul pe independență față de rețea. Destul cu intro-ul, hai să începem videoul. Spice Shop. Securitate înainte de toate. Aici camera este amplasată la aproximativ 20 de metri față de stradă, la etajul 2, cu o rezoluție decentă, Full HD și un unghi de vizualizare destul de mare de 110 grade. Camera captează o bucată destul de bună din frontul stradal. Hai să vedem cum stă și noaptea. Deși are ajutorul de la iluminatul stradal, ținem conștient de distanța destul de mare a amplasării acestea. Stă chiar binișor, se văd detaliile foarte bine, pe modul cu infraroșii, cât și pe modul color. Bine, acesta se activează doar dacă există lumină suficientă. Trecem la detalii unde avem filmările mărite de 3 ori pentru a vedea și videoul mai îndeaproape pentru cei de pe dispozitivele mobile. Calitatea e chiar impresionantă pentru o rezoluție așa de mică, să fiu sincer. Bine, ziua avem și o situație ideală de iluminare. Oricum, pentru o locație izolată, fără curent și internet, e soluția perfectă. Nu ai cum să dai greș cu ea. Dacă mai adăsești și un panou solar, atunci poți uita și de grija bateriei, care oricum rezistă și o săptămână dacă nu este multă mișcare sau activitate live. Sper că acest video să vă fie ajutat în luarea unei decizii. Dacă încă mai aveți întrebări, aștept comentariile voastre mai jos. Eu am fost Răzvan și nu uitați, securitate înainte de toate!